fără cai pe străzi. Acest lucru este urmărit la nivelul municipiului Târgu Jiu de către polițiștii locali, după ce în ultima perioadă au avut loc mai multe incidente. Astăzi s-au mobilizat și au stat de vorbă cu proprietarii de cai din oraș. Le-au împărțit pliante și i-au avertizat că vor fi sancționați dacă mai lasă animalele nesupravegheate. Tot mai mulți cai lăsați nesupravegheați pe străzile din Târgu Jiu au creat în ultima perioadă probleme participanților la trafic, așa că responsabilii care ar trebui să gestioneze situația în sfârșit s-au mobilizat. Să le studiați și să trageți învățăminte bine. Da, eu n-am nicio treabă, bosule, că n-am decât pe asta și la mine dacă o prindeți odată măcar o jumătate de oră pe afară, eu dau degeaba să o luați subiecte când doreți. Mă, ce uite, acum merge bătrânul, stai o mână de iarbă. Și am avut deși acum cerul și nu mai acasă, ia până noi. Problema este să nu lăsați în libertate, păi și da, nu supravegheați. Știu și eu. Mă conform nu legilor. Caii pe stradă. Nu, eu nu i-am lăsat liber niciodată. I-am într-o grădină priponiți. De săptămâna viitoare o să vină colegii de la circunscripție să cu dragă inimă recolteze sânge, îi microcipează înainte de a recolta sânge. Sunt bine sânge. Primiți, nu se da? Pune problema, eu ori la ce ați oră avut probleme sunt disponibil. Cu caii? Niciodată, nu. Niciodată. Astăzi, Poliția Locală a municipiului Târgu Jiu împreună cu DSV Gorj a organizat o acțiune de informare în rândul târgujenilor care dețin cai privind pericolul la care sunt supuși cetățenii și șoferii în cazul în care lasă animalele nesupravegheate. Astăzi au fost împărțite și pliante cu principalele prevederi legale. Pot să vă spun că Poliția Locală, în astfel de situații, atunci când observă un cal pe domeniul public, îndepărtează animalul și solicită în același timp serviciul specializat în vederea ridicării animalului lăsat nesupravegheat. Proprietarii de cai din cartierul Obrejea sunt la curent și cu incidentele care au avut loc în ultima perioadă în municipiul Târgu Jiu. Au mai fost momente când au nu că i-au neglijat, au scăpat din pripon, dar nu intenționat au făcut oamenii să... că nu vor să facă rău, dar se mai întâmplă, că na. Știți cum este, mai rup pripoanele, mai... Da, vedeți, mor oameni din cauza cailor de pe străzi. Doamnă, suntem de acord cu dumneavoastră și toți, poate avem permise de conducere, știm în ce postură suntem puși, la ce pericole, dar ce putem să spunem? Ne pare rău de incidentul care a avut loc, am auzit. Faptul că târgujenii din cartierul Obrejea iubesc caii este unul vizibil. Mulți dintre ei îi au drept simbol pe garduri. E un hobby și cu asta ne ocupăm, ce să spunem. Da, în condițiile că ne luăm măsurile de siguranță. Eu nu îi las liber, nu îi las nesupravegheați. Proprietarii care lasă animalele nesupravegheate și sunt identificați de organele competente riscă o amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei.